O femeie din Târgu Jiu, în vârstă de 34 de ani, a avut un șoc în această dimineață. Aceasta și-a găsit unchiul decedat în propria sa locuință. Nepoata bărbatului, de 64 de ani, a fost cea care a anunțat autoritățile. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru moarte suspectă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie în vârstă de 34 de ani, cu privire la faptul că și-a găsit unchiul de 64 de ani din localitate decedat în locuință. Cu ocazia examinării vizuale, s-a constatat faptul că nu prezintă urme de violență pe cap, corp sau membre, fapt pentru care cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru moarte suspectă. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte care au produs decesul bărbatului.